Bence. Bence. Spune-mi, aici e posibil să am o problemă și anume, e posibil ca să nu am matcă datorită faptului că ea s-a pierdut din niște motive mai greu de înțeles, fie că un alt grup de albine a intrat de la o altă familie și mi-a omorât-o, fie că ea s-a epuizat. La primul control care l-am făcut, am constatat așa ceva și acum vreau să văd, să mă conving că este așa, și anume să spun exact că nu are marcă sau nu, cum îmi voi da seama? M-am uitat pe afară și am văzut că nu bagă deloc polen. Asta este un indiciu foarte precis că ne lipsește marca și vreau să o vizitez, să mă uit și mai atent. Da, i-am pus între timp o ramă cu puiet, fiindcă n-am văzut-o la prima tentativă și iată, ea crește bodcă. Aș vrea să o prezint mai precis ce înseamnă. A rupt trei celule din jur și o larvă care era, să spunem, în prima zi sau a doua zi de creștere, din care trebuia să iasă albină, o transformă în puiet. Iată, supraveghează foarte atent, o hrănește. În celulă i-a băgat acolo, i-a băgat mult lăptișor de matcă și încearcă să se salveze. Din ea va ieși o matcă de salvare, o matcă de proastă calitate. Am convingerea că acum, dacă am să viu cu o matcă din altă parte, împerecheată, tot din rezerva care o am, va fi primită destul de ușor. Să încercăm acest lucru. Vreau să filmăm și să arătăm exact cum procedez pentru situația aceasta, evită în clipa de față. Iată, ele mai sar. Un pic de fum dacă o să-mi aducă. Fumul este cel care le mai potolește un pic. Iată cum a înțepat. După ce a înțepat, acul rămâne aici, cu o parte din intestin. Pompița care, dacă e strânsă acum, înseamnă tot veninul să-l bag, dar eu o voi face în felul următor. Iau un cuțit și încerc să îndepărtez acul, nu strângând din, ci așa, ca să nu bag prea mult venin. Așa, și am scăpat în felul ăsta. Acum secreția de venin miroase în jurul ei și mai multe albinuțe o să sară pe mine. Deci s-a creat deja o problemă în clipa asta. Ai reușit? Nu, că nu. Nu, dar e făcut. Hai să încerc să continui. Dar mai mult ca sigur. Faptul că am văzut bodcă, aproape nici nu merită să mai continui cercetarea. Nu rămâne decât să mă duc să aduc matcuța și să încerc să văd. Iată aici puiet și sigur larvii, sigur boci, pardon. Aici este puiet căpăcit. Iată zona asta puiet căpăcit și aici a dat drumul la crescut de boci. Vrea să salveze. Iată o albină care hrănește acum. Albina care este intrată înăuntru aici nu face altceva decât hrănește larva. Toată atenția este concentrată pentru creșterea cât mai bună a acestor boci, dar de ce va ieși o matcă de proastă calitate din ea? Pentru că ea n-a fost de la bun început din stadiul de ou crescută numai cu lăptișor de matcă, ce a fost crescută în primele, să spunem, zile, o zi, două, a fost crescută chiar cu amestec, cu păstură, cu polen, cu lăptișor de matcă. Ori bocile sunt crescute numai cu lăptișor de matcă. Deci numai lăptișor de matcă. Ce este lăptișor de matcă? Adevăratul lăptișor de matcă. Acum îl vom vedea. Am să strâng bodca asta, că eu nu sunt interesat să o las. Iată, o stric. Și pe fundul celulei, tocmai acolo pe fundul celulei,
se află larva, iată că albinul a răsărit și e supărată, chiar consumă ea, zice, mănânc eu lăptișor, nu vi-l las vouă. Se află larva, pe care dacă o îndepărtez, iată așa am să o îndepărtez, asta e larva din care vrea să iasă o matcă, am scos-o, și așa este lăptișor de matcă, 100% lăptișor de matcă. N-avem niciunul posibilitatea să... Asta este lăptișorul de matcă. Dar e puțin față de o botcă care este luată și crescută, jumătate din plină cu lăptișorul de matcă. Consumat pe loc este cel mai bun medicament. Ridică-ți tu masca, ridică-ți tu masca să vezi când, cum arată, n-ai mâncat niciodată. Așa, lăptișorul de matcă. Ei, asta este, dacă ai venit la stupină, acum să dau și lui Marius, să vadă și el ce înseamnă lăptișor de matcă, sunt numai trei botci aici, îndepărtăm așa și îi voi da și lui să guste lăptișor de matcă. În felul ăsta și toți cei care vor viziona, vor gusta lăptișor. Cum ți se pare lăptișorul de matcă? Ce gust are? Un pic acrișor, nu așa? Acrișor, da. Așa. Și v-aș ruga să mai puneți și întrebări în timp ce vorbesc. Eu puneți-mi întrebări, că vă transformați în elevi care vizionează și ei pentru prima dată. Deci aceea a fost Botcă. Botcă a fost din cine? Din trei celule rupt ou, rupt în jur și a fost făcut o celulă mai mare. Asta înseamnă Botcă. Acum să iau și eu, nu v-am dat vouă, eu să nu iau. Nu se poate. Nu se poate. Păi na, e ce apicultor să nu... N-am mai mâncat. Prima dată anul ăsta. Prima dată când mănânc lăptișor de matcă. De ce n-am mai mâncat până acum? Că am mai mâncat ceva. Ce? Păstură. Păstură. Așa e, altceva. Ce, ipolenul macerat de albin, o să mâncăm, o să vă arătăm și ce înseamnă păstura. Iată, nu-i matcă. De fapt, eu mai caut acum așa ca să mă aflu în treabă. Dar matca nu există. Câtă vreme în clipa de față am văzut boți, este semn? Da. Este semn că nu avem matca aici. Și acum am să mă duc să iau și mare să mă însoțește acolo la crescătorie, de unde am să aduc matca împerecheată de anul trecut și să vedem cum o acceptă. Va fi foarte interesant. Experimentul este deosebit pentru apicultori. Fumul să-l lăsăm undeva aici, ca să nu se întâmple o chestie urâtă. Așa. Și acum să mergem.